Și pentru că am încercat să leg niște imagini de subiect și mi-am dat seama că din toate fotografiile pe care le am în recuzita mea, nu prea apar în ele, da? Fotografiile din spatele meu, de principiu, nu au legătură cu discursul meu, evidențiază, de fapt, toată bucuria pe care munca mea, cred, că le-o aduce în viața colegilor mei. Da? Pentru mine, bucuria lor, satisfacția lor, mulțumirea lor, înseamnă mult. Și lucrul ăsta, familia mea mi-l reproșează un picuț, consideră că muncesc foarte mult și ca să vin în întâmpinarea așa zisei lor probleme, că eu muncesc foarte mult, undeva la începutul anului trecut, am acceptat să muncesc și mai mult. Niște oameni minunați din Oradea, oraș în care m-am întors după 10 ani, înainte am stat aici 11 ani, am fost studentă, de fapt elevă studentă, am muncit în cadrul sistemului militar la care am renunțat, cum ai spus și tu mai devreme, da? Mi-a oferit posibilitatea să fiu membru în Fundația Comunitară Oradea și mă mândresc foarte mult cu lucrul ăsta. De ce anume? Pentru că am ajuns să învăț să dăruiesc într-un mod direcționat. Acum am instrumente la îndemână care să mă ajute să identific nevoia și să vin în întâmpinarea nevoii respective cu idei, cu soluții, cu susținerea efectiv morală dacă altceva nu. Când mi-am dat seama cât este de important acest lucru, tot know-how-ul pe care oamenii din Fundația Comunitară mi l-au transmis, l-am dus în Salonta. Salonta este o comunitate mai micuță. În orașele mari, de regulă, ai acces la informații, ai acces la lucruri de genul ăsta care nu se întâmplă și în orașele mai micuțe. Și în noiembrie, în cadrul unui workshop din București, organizat de... Am emoții. De o fundație din Statele Unite ale Americii, Boulder Giving, a trebuit să scriem un articol. Și eu eram persoana intervievată și ceilalți 4-5 membri din echipă trebuia să scoată în evidență de ce anume am ales eu să fac voluntariat și să scrie un articol care să inspire și pe ceilalți. Asta face Boulder Giving în Statele Unite. Și a fost minunat că după ce eu am vorbit vreau 40 de minute despre ce fac eu în Oradea și în Salonta, nu ca și corporatist, ci ca și voluntar, au scos în evidență că sunt un ambasador al schimbării în comunitatea în care lucrez. Atunci mi-am dat seama cât este de important să dăruiești și să fii inspirație și pentru ceilalți. Vă mulțumesc frumos!